asta a fost un pic invers. Cu situația. Mă referam la de pe tabelă. Da, e un joc de pregătire, nu neapărat scorul contează. Problema e că am datat destul de multe ocazii, problema e că am făcut greșeli iarăși destul de mari, în general nepermise și un fond de lejeritate care ți-l dă totuși faptul că jocul este amicat. Dar trebuie să tragem un semnal de alarmă, pentru că urmează 3 meciuri de teren propriu și bineînțeles care vor arăta altfel decât acest meci și este bine să speculăm orice moment favorabil și să înscriem. Este bine că am înscris din nou la o fază fixă, pentru că nu am mai făcut semn de mult și este important să fim mai atenți la situațiile create. La fel în 11 meci au mai fost câteva situații destul de mari și nu este bine să te joci cu ele, pentru că ați văzut sau văzut. Care mai e situația?